Am revenit în platou, dragii mei, vă uitați la Alături de Tine, iar eu sunt Alina Ilioi Mureșan. Iată, dacă în prima parte am avut un medic psihiatru, în cea de-a doua parte m-am gândit să vorbim așa, puțin mai lejer, deoarece se apropie perioada sărbătorilor. Știu că pare de necrezut cum atât de repede, doar ce a început anul, ce să vezi, se încheie anul. A trecut foarte repede acest an și tocmai iată că e cazul să ne întrebăm cu ce ne îmbrăcăm în perioada sărbătorilor de iarnă. Dacă altă dată am tot discutat despre rochițe și despre altele, iată că de această dată venim cu o altă aliură, la fel ca și invitata mea de altfel, Beatrice Leandadinu. Bună seara! Bună seara și bine v-am regăsit! Da, am venit astăzi cu un vibe bun la voi, pentru că vrem să aducem domnișoarelor și doamnelor sugestii potrivite pentru perioada de sărbători. Exact cum ai spus și tu, ne îmbrăcăm în rochii, cât să ne mai îmbrăcăm în rochii, trebuie să mai schimbăm un picuț registru. Și iată, am venit astăzi alături de voi cu propuneri de sacouri, sacouri versatile, pe care să le putem purta atât la o rochie, dacă totuși dorim să alegem o rochie, dar să putem purta această piesă, fie la pantaloni, fie în alte ocazii, un cocktail, o vizită, un botez, de ce nu? Da, pentru că, iată, sacoul, pe cât de nebăgat este în seama uneori, pe atât de util este, deoarece, după cum ai zis și tu, foarte repede se poate transforma din ceva elegant în ceva sport, în ceva casual. Și mai mult decât atât, pentru că mie îmi place mereu să punctez în perioada de iarnă, sunt și eu mai friguroasă, ce-i drept, că e foarte important să ne fie cald. Cu orice alegem să ne îmbrăcăm, să nu suferim de frig. Cu siguranță, atunci când mergem în diferite locații, poate avem o rochiță mai subțirică și nu strică niciodată ceva. Știi că tot timpul suntem în situația în care ne întrebăm, bine, bine, dar eu deasupra ce îmi pun? Că mergem într-o rochie, poate mergem, nu știu, un pantalon elegant cu un corset, dar totuși ne trebuie ceva pentru frig. Așa că să nu vă mai ținem, dragii mei, așa pe gânduri și să vă gândiți oare ce vor să propună, ce au pregătit. Vă spun înainte de toate că puteți să lăsați întrebările voastre sau comentariile, intrăm pe Facebook sau YouTube Așteptă TV, de asemenea și la numărul de telefon 0733004455, număr de telefon pe care îl vedeți în burtiera cea mică, acolo jos, și de asemenea puteți să deschideți și televizorul, suntem pe toate rețelele de cablu din România. Dacă încă nu ne-ați găsit, dați o reconfigurare a Așteptă TV și acolo suntem. Acestea fiind spuse, draga mea, Beatrice, să te invit, sau Beatrice. Beatrice. Dar știi că mie îmi place să spun Beatrice. Mă lași? Da, sigur. Dacă vrei după regula franțuzească, este ok și Beatrice. Dacă vrem după regula italienească, atunci este ok și Beatrice. În această seară mai iau după pălăria ta, așa că spun Beatrice. Da, exact. Astăzi să fim la Paris. Să fim la Paris. Și pentru cei care vor să meargă la Paris, de ce nu? Nu strică și un sacou accesorizat. Deci iată că am creat cadrul perfect, ideal. Hai să vedem puțin sacourile, pentru că tot trag cu coada ochiului, mă vezi că tot pândesc acolo. Da? Mie îmi plac sacourile, dar mărturisesc că nu m-am priceput mereu să le asortez, să le accesorizez, așa că abia aștept să văd sfaturile tale. Cu siguranță. Uite ce ți-am adus aici. Aici avem un sacou care este și sub formă de corset. Aha. Ceea ce înseamnă că dacă dorim să punem pe dedesubt, fie o bustieră, fie un alt corset mai micuț, putem, dar să-l purtăm și singur. Deci pentru că are un decolteu destul de generos și poate să fie purtat și astfel. Observ că ai ales aceste strasuri, da, zici, da, așa? Da, niște cristale pe care sunt strălucitoare și la care nu mai trebuie foarte mult accesorizare din punct de vedere al accesorilor bijuterii, mă refer. Putem să-l purtăm fie cu un pantalon și ciocate, dacă vrem să fim într-o zonă medie de eleganță, sau putem să alegem un pantalon argintiu, sau dacă nu, o fustă foarte amplă de tiul. Și iată, suntem pregătite de orice eveniment. Și eu mă duc la petrecere. Te duci, ești pregătită. Face frumos, îmi place că e scurt, știi? Și da. Cele scurte nu pun în evidență talia. Cu siguranță, atunci când suntem foarte înalte, într-adevăr vine bine cam orice. Dacă persoana care o poartă este minionă sau are o înălțime medie, este recomandat un sacou mai mult scurt decât foarte lung. Aha, deci asta este varianta ideală pentru cineva care nu este atât de înalt. Cu siguranță, pentru că dacă avem un pantalon cu talie înaltă, atunci vom crea o iluzie optică și vom avea picioare foarte lungi.
foarte frumos acolo, ați judecat, a trecut testul. Putem, acestea ajută foarte mult și mai ales că vorbim de sărbători, când avem o rochie mai elegantă, se potrivește perfect. Exact, și dacă punem niște cercei chiar în acest stil lungi, este exact ce trebuie. Am găsit sacoul exact ce trebuie, se numește. Foarte frumos. Sacoul corset cu cristale este preferatul doamnelor, pentru că este versatil și poate fi purtat în multe situații. Așadar, sacoul numărul 1, am văzut unde poate fi purtat, ce frumos este, îmi place, chiar îmi place foarte mult și lungimea și tot. Vedem pe următorul. Pe următorul, aici avem un sacou cu accesorizare din saten. Avem broderie manuală foarte fină, la care am accesorizat și ceva franjuri care dau foarte bine în orice mișcare. Avem și pe această parte, da? Deci este un pic asimetric. Avem pe o parte și pe cealaltă și se continuă pe spate. Oh, acesta cred că ți-a luat și mult să-l faci. Văd, e mai migălos. Sigur că da, este mai migălos. Avem aici multe mărgeluțe, multe detalii. Tot așa merge și la rochițe și la... e mai versatil? Sau acesta și este... acesta este versatil, cu siguranță. Putem să luăm aici fie un pantalon din mătase sau saten negru, mai larg. Sau putem să luăm un pantalon clasic negru mat. Sau putem să luăm o rochie. Sau putem să luăm o fustă amplă din nou. Deci, cu siguranță, toate sacourile pe care vi le-am adus astăzi sunt versatile și le putem purta în orice fel. Da, se și observă și mă uitam că la acest avem varianta de mânecă 3 sferturi. Mânecă 3 sferturi, da, este o mânecă care este... adresată unui anotimp, nu neapărat din cel figuros, dar și dacă îl purtăm acum, nu este nicio tragedie. Mai ales dacă știm că mergem de sărbători undeva, unde petrecerea sau unde mergem noi va avea loc în interior, este varianta ideală, nici să nu ne fie foarte cald, dar în același timp nici să nu fim cu brațele goale, că nu prea e potrivit pentru acest sezon. Cu siguranță. Nu știm niciodată unde mergem și ce ne așteaptă, dacă e frig sau cald. Așa că să fim pregătiți pentru orice. Observă exact aceeași lungime aici, nu? Avem aceeași lungime. Eu ador lungimea medie, dar cu siguranță, la ce am spus mai devreme, completez pentru domnișoarele și doamnele minione sau cu înălțime medie. Alegem ori scurt, ori mai lunguț. Lunguț redingotă, deci lunguț bine. Deci, așa cum sunt acum rochile sacou, că de aici au și intervenit. Ei, ți-am adus încă ceva, o piesă care eu o ador pentru că este cumva într-un registru de eleganță, dar care poate să fie foarte mult și pe o zonă de zi dusă foarte mult. Pune-l și pe acesta, că tot ai făcut pe modelul astăzi. Păi îmi și place, cum să nu probez eu asemenea sacouri? Deci nu se poate. Știi cum e, când vezi unul cum îți așează, altfel îți place și altfel îl privești decât dacă îl vezi eu doar așa. Poate fi purtat și închis și deschis. Acesta are o lungime medie, dar suficient cât să îmbrace frumos corpul și să nu ne scurteze picioarele. Și dacă vrei să pari casual, stai așa. Exact. Da, dacă avantaj. Vrei. Da, dacă poți vrei. Dacă vezi că apare evenimentul în care trebuie să fii un pic mai elegant, te întorci brusc. Spui, cu siguranță, dar eu îți spun că dacă cumva se întâmplă ca doamnele noastre să fie la birou și să îmbrace acest sacou, acum se poartă să avem accesorii deosebite și pe zi. Cu siguranță, dacă vom fi într-un pantalon clasic, un pantof clasic, dar seara, până seara aflăm la birou că se întâmplă ceva, e suficient să avem la noi în birou o pereche de pantofi eleganți în stiletto și niște accesorii deosebite, niște cercei și un colier și deja suntem pregătite de sărbătoare. Da, deci așa eu mă duc la muncă și după mă duc în oraș. Așa. Te poți duce de dimineață până seara oriunde și să fii potrivită. Da, și să nu fii îngrijorată că vai, nu se potrivește. Foarte frumos e și acesta și de altfel culoarea e griul acesta, se potrivește la foarte mult. Da, nu? Este un gri perlat care îmi place foarte, foarte mult și pentru că vrem să avem și ceva alb, iată, v-am adus aici
un sacou și v-am adus și fusta, de ce nu? Fusta? Eu îmi imaginam că poate fi și top și orice, pentru că... La cât de mică este? Da. Ce ți s-a părut. Exact. V-am adus tocmai ca să scoatem în evidență faptul că acest sacou putem să-l accesorizăm cu fusta aceasta, putem să-l accesorizăm cu jeans, putem să-l accesorizăm cu orice pantalon sau fustă elegantă, dar din nou și cu rochie. E elastică, ce bine, că nu-mi imaginam cine poate intra, nu probez de data asta, că nu-mi imaginam cine poate să intre în aceasta este fustiță. O măsură mai mică, da, este un XS, da? Și aici avem broderie manuală deosebită, cu floricele 3D, avem și un pic de argintiu și auriu. Și acesta e cel mai elegant, ai zice tu, din toate cele pe care ni le-ai prezentat? Să știi că genul acesta de sacou, da, putem să-l considerăm puțin mai elegant, pentru că au fost alese chiar de mirese, miresele mai clasice, care nu au dorit neapărat rochii extraordinare sau pentru cununie. Da, pentru că așa îl și văd, e foarte frumos. Și ia uite ce detalii, wow! Da, avem și nasturi la care avem cristale, normal. Foarte frumos. Cu așa broderie nu puteam să punem. Da, 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 da. Foarte frumos și fusta îmi place. E așa, uite ce frumos. Jucăușă. 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 Foarte frumoasă. Pare de păpușă. Dar nu este. Cu o ținută, știi, foarte frumoasă când apare toată înalt. Chiar și o miresică aș vedea mai îndrăzneață îmbrăcat așa. Da, exact. Da. Și mai avem încă unul negru pentru că avem, sigur, negru întotdeauna este preferatul doamnelor și domnișoarelor pentru că îl asortăm la absolut orice. Din nou și aici, indiferent ce vom pune, că este rochie, că este fustă, business, că este pantalon, vom fi potrivite. Deci orice punem, tot vom fi potrivite. Am să-l probez și pe acesta, să-l vedem. Iată ce frumoase detalii aici. Da, tot la fel, o broderie fină cu mărgeluțe. Și l-avem pe The Last One, ultimul sacou, care poate fi purtat și la rochii, și la blugi, și la orice, nu? E piesa vestimentară. La absolut orice. Sigur, detaliile dau eleganța piesei. Aici tot avem partea de sărbătoare și partea de birou. După cum vrem. Și pentru că stă așa de bine, să știi că acest sacou va rămâne în garderoba ta. Îți mulțumesc, iată ce înseamnă să faci pe modelul, vezi? Ești recompensată la final, da? Da? Săptămâna viitoare sau chiar mâine, poate mă vedeți prezentând în acest sacou. Mulțumesc tare mult, uite ce simpatic este. Mulțumesc. Da, gândați că ți este fric, deși aici este cald. Aici e cald. Dar dacă vrei să ieși până afară, cine știe, este bun. A, da, păi chiar și de aici, din studio, dacă plec. Dacă ești pe dar hol, o să-l țin da? Pe mine. Dacă îmi dai voie, chiar o să-l țin dar, acum. Dar, te rog, cum să așa, dar o să reluăm locul ca să pot să mă uit și eu la comentarii. Mă bucur tare mult că ai venit cu sacouri în această seară, pentru că mi-am dat seama că eu nu prea am discutat despre sacouri în emisiune și sunt chiar sacourile sunt foarte importante atunci când vorbim de orice ținută. Cu siguranță, este o piesă care poate să aducă un plus valoare oricărei ținute, pentru că fiind o piesă centrală, poate să ne și ajute să fie, da, este de utilitate până la urmă, dar și eleganța, trebuie să spună cuvântul. Da, pentru că ne scoate din anonimat. Dacă, iată, luăm un sacou care mai are încă un detaliu așa frumos, chiar și all black, dacă ne îmbrăcăm totul negru și avem acest detaliu, părem foarte eleganți și foarte distinși și de ce nu pregătiți pentru orice ocazie? Cu siguranță și să știi că un sacou negru, cu un pantalon negru, fie fustă sau pantalon, dacă vom pune că ai spus all black, sigur că da, putem și all black, dar la varianta aceasta eu aș recomanda o bluză albă, atât de frumoasă. Și data viitoare știi cu ce am să vin la voi? Cu vestitele mele bluze pariziene, cu mătase, la care cu siguranță și aici merge să purtăm la un sacou o bluză cu acele funde spectaculoase în laterală, pe care eu le iubesc foarte tare și de ce nu pot fi purtate la aceste sacouri.
Deci, iată, putem să purtăm în multe locuri. E foarte important ca piesa să fie versatilă, cum vedem și cu aceste sacouri sau acele bluzițe pariziene de care menționezi tu, da. Să știm că nu le cumpărăm și le purtăm o dată și rămân în dulapul nostru. Cu siguranță trăim într-o perioadă în care trebuie să gândim ținutele pe termen lung, trebuie să le purtăm și ne dorim să le purtăm în cât mai multe variante. Pentru că, da, doamnele, unele dintre ele, își doresc să poată purta piesa lor favorită în cât mai multe ocazii. Și mi se pare corect, pentru că dacă e piesă favorită, vrei să o iei peste tot. Cu siguranță, și dacă ținem puțin cont și de sustenabilitatea în domeniul modei, nu este rău deloc. Mă uitam și la comentarii aici. Iată, Răzvan Iana spune: foarte frumoasă ținuta pentru sărbători. De asemenea, Felicia Manea ne scrie și spune: ce bine te prind sacourile, sunt foarte frumoase. Mulțumim tare mult, într-adevăr sunt foarte frumoase, spectaculoase. Ești tare talentată, iată că știi să faci și rochi și sacouri și bluze și bluzițe și pantaloni și... Cumva, sigur că da, aceste sacouri accesorizate, cât și costumele de baie accesorizate și multe alte piese, ele de fapt au pornit cumva de la faptul că eu sunt scenograf și creez costume de scenă spectaculoase. Și atunci, sigur că da, într-o piesă, chiar o piesă de zi, simt nevoia să aibă ea ceva, o amprentă acolo deosebită. Să se știe că a făcut-o Beatrice Elian Dadino. Aia, astăzi am stabilit că sunt Beatrice, pentru Beatrice. Că am basca de Paris. Știi că nu mă pot abține, mie îmi place foarte mult. Dar să spun niciun fel de problemă, sunt obișnuită de atâția ani, toată lumea îmi spune după cum dorește. Cum preferă, nu? Da! Am un nume versatil, la fel ca și sacourile. Iată, într-adevăr, am stabilit că folosim sacourile dacă mergem la o petrecere sau chiar și la birou, sau poate că sunt persoane care lucrează până pe 24 inclusiv și după locul de muncă se duc la o cină în familie. Direct sau la așa. Petrecere. Da, și atunci trebuie să aibă acel ceva, dacă nu au timp să se schimbe, care să le transforme în ținuta. Un sacou a rezolvat tot. Cu siguranță. Cel mai important în ținuta unei femei ar fi rochia neagră, clasică și stiletto negru. Dacă avem acestea și un sacou marca Beatrice Lianda Design, suntem dive, cu siguranță. Mai ales pentru că tu ai folosit la fiecare, ai pus câte un strass, ceva, iată, broderie, ai pus câte ceva care scoate din anonimat, așadar... suntem gata de sărbătoare. Ce materiale să alegem? Pentru că, iată, mie asta iar mi se mai pare dificil când vorbim de un sacou. Cu ce rochie să combin sacoul? Ca material mă refer, pentru că îmi dau seama că nu chiar se potrivesc toate materialele cu un sacou. Materialele pe care le-am ales la sacouri au fost gândite tocmai pentru a fi suficient de ușor de asortat oricărui material de rochie. Indiferent că vorbim de mătase, indiferent că vorbim de material elastic, indiferent că vorbim de un material mat, sacourile se vor potrivi oricărei variante. Deci ne-am răspuns și la această întrebare, chiar dacă mie, ți-am zis, asta mi se părea cel mai greu de răspuns, pentru că am mai observat că acum, în perioada aceasta sărbătorilor, sunt persoane care folosesc rochii din acelea de vară, cum ar fi materialul acela fluid, exact, și pun un sacou pe deasupra. Și nu am fost niciodată convinsă că e o alegere bună sau nu. M-am tot gândit, oare o fi bine, nu o fi... Cu siguranță este important să nu alegem un sacou care să fie, din punct de vedere al texturii, cumva grosolan. Sigur că da, nu putem să punem un sacou din stofă foarte groasă, care îl purtăm pe stradă, tocmai pentru că, iată, la aceste sacouri am ales materiale care să permită eleganța. Uh-huh. Nu puteam să folosim o stofă foarte groasă la acest tip de ținute. Eu pe mine am, uite, un sacou din catifea,
într-o variantă de accesorizare un pic soldățească. Uh-huh. Și jucăușă, dar cu siguranță și acest sacou, la fel ca și celelalte, l-aș putea, drept dovadă că l-am accesorizat cu o ținută sport și bocanci, dar cu siguranță dacă îmi pun un stiletto și un pantalon negru și o centură elegantă, deja am schimbat povestea și registrul. Dar cum să avem grijă de sacouri? Le spălăm în mașina de spălat? Ce facem cu ele? Uite, poate ne ajută din acest punct de vedere. Nu, Alina, nu le spălăm în mașina de spălat. Nu. Dar dacă totuși vrem să le curățăm acasă, stofele sunt atent alese tocmai pentru a putea fi curățate și acasă. Asta înseamnă că nu o să intre, chiar dacă sunt de lână, sigur că da, ele au în compoziție un mic la sută de sintetic, tocmai pentru a le putea curăța și acasă. Dar recomandat este să le curățăm chimic la un magazin de specialitate. Deci ca să fim siguri, lăsăm specialistul ca să fim siguri. Dar să știi că de foarte multe ori eu recomand clientelor mele să își curețe acasă, pentru că sunt foarte multe centre care nu garantează bijuteriile în mod deosebit. Și atunci este foarte, foarte simplu. Avem un vas mic, punem un pic de apă, un detergent care, atenție, la detergent de fapt trebuie să avem grijă, să nu fie unul care să fie foarte puternic. Uh-huh. Da? Le pufăim de câteva ori și apoi le punem pe umeraș și le se usucă foarte frumos de multe ori, nici nu este nevoie să le călcăm. Deci, iată, contează să știm și aceste aspecte, pentru că oricât de frumos este sacoul și mai ales că este și accesorizat, s-ar putea să, dacă nu avem grijă de el așa cum trebuie, să nu-l mai avem, știi? Să dispară din garderoba noastră. Deci, dragii mei, ați reținut, dacă aveți posibilitatea, mergeți și duceți sacoul la un specialist să se ocupe de el, dar pentru că avem aceste bijuterii deosebite, cel mai bine ar fi să încercăm și noi acasă în primul rând, să vedem cum ne iese cu o soluție blândă cu sacoul. Am reținut, spun bine. Tot, vezi că rețin, sunt atentă la ceea ce ne spui, cu o soluție blândă cu sacoul, astfel încât să nu-l afecteze, mai apoi îl punem la uscat pe un umeraj ca să se usuce așa cum trebuie și apoi este bun de purtat. Cu siguranță. Nu se decolorează. Nu se decolorează, specific încă o dată, atenție foarte mare la detergentul pe care îl alegem, așa cum orice mașină de spălat la care avem grijă să punem produsele la temperatura potrivită și în acest caz trebuie să alegem un detergent care să nu conțină clor, care să nu aibă, compoziție foarte puternică. Răzvan, Iana, fantastică ești, Alina, mulțumesc mult, Răzvan. Iată, de asemenea, vă readuc aminte că puteți să lăsați întrebările voastre, intrăm pe Facebook sau YouTube, A7 TV, și de asemenea puteți să ne urmăriți și la televizor. Suntem pe toate rețelele de cablu din România. Deoarece mai avem 3 minute din ce discuția. Da, vezi că, uite, zboară aici așa. Și n-am vorbit decât despre sacouri. Da, imaginați-vă câte am mai putea să discutăm, dar pentru că mai avem 3 minute, mi-ar plăcea să venim și cu o concluzie a serii, și anume ce consideri tu că ar trebui să rețină telespectatorii noștri în ceea ce privește vestimentația pentru sărbători și pentru această iarnă. Da, fiind faptul că tema centrală pe care am adus-o în atenție este sacoul, iată, recomand tuturor celor care ne-au ascultat și ne-au urmărit să aleagă o piesă deosebită, pentru că le scutește de foarte multe griji. Este o piesă care, în primul rând, este elegantă și, în al doilea rând, cu siguranță, le va ușura alegerea pentru orice eveniment din viața lor. Când vii cu o colecție nouă? Să știi că eu în fiecare sezon vin nu cu o colecție nouă, ci cam cu 2-3 colecții noi. Colecții capsulă pe care le testez către piață, la fel ca și aceste sacouri, și în funcție de elanul clientelor știu exact care este direcția. Vezi, așadar, atunci aștept părerea clientelor să vedem dacă mergem pe
mai multe sacouri sau nu. Atunci ține-ne și pe noi la curent de fiecare dată să vii să avem și părerea telespectatorului. Cu pentru siguranță. Că mi-ar plăcea să prezentăm mai des. Ești foarte talentată și te felicit pentru asta. Mulțumesc frumos și sărbători fericite tuturor telespectatorilor a 7 TV. Sărbători fericite și ție și îți doresc din toată inima să ai parte de multă fericire, de pace și de bucurie. Doamne ajută. Și să ne revedem cu bine aici la alături de tine. Cu siguranță, întotdeauna alături de tine și de telespectatorii noștri. Doamnelor și domnilor, Beatrice Elian Dadinu a fost în această seară alături de noi, căreia îi mulțumim. Iată ce sacor frumos se realizează aceasta. Îi dorim sărbători fericite și toate cele bune. Te îmbrățișăm, draga mea. Doamne ajută. Dragii mei, dacă am discutat, iată, despre cum să avem grijă din punct de vedere vestimentar și am primit câteva sfaturi în ceea ce privește vestimentația noastră în perioada sărbătorilor de iarnă, a sosit momentul să aflăm și emoțional cum să avem grijă de noi, și anume, ne-am ales ținuta, am stabilit, luăm un sacou foarte frumos, creat de către Beatrice Elian Dadinu și mergem să petrecem timp cu familia. Însă, emoțional, suntem pregătiți să facem acest lucru? Mai ales că a fost un an, cred eu, destul de dificil pentru o mare parte dintre noi. Tocmai de aceea m-am gândit să abordăm acest subiect mai devreme decât cu 3-4 zile, cum să ne pregătim de sărbători. Cred că emoțional trebuie să te pregătești un pic mai repede, astfel încât să ai sărbători fericite, așa cum ne dorim. Așadar, vom dezbate acest subiect alături de Sorin Luca, psiholog. Bună seara, Sorin! Bună seara și mulțumesc pentru invitație! Cu mare drag, iată, le spuneam telespectatorilor că este important să ne pregătim emoțional, mai ales când vorbim de sărbătorile de iarnă. Tu ce părere ai? O să spun imediat părerea mea. Înainte de asta, pentru că ai avut înainte o invitată care vorbea despre ținute, am să-mi cer cumva scuze pentru faptul că eu de fiecare dată la tine în emisiune vin cu sacou, dar de data asta și le leg cumva de anunțul pe care vreau să-l fac. În primul rând, la mulți ani tuturor celor care poartă numele de Nicolae, Nicoleta și derivatele lor, Sfântul Nicolae. Și doi, vin la tine în emisiune direct de la Târgul de Carte Gaudeamus, care se va deschide mâine, 7 decembrie, deci miercuri, și va ține până duminică, inclusiv 11 decembrie. Ca să zic așa, o zi de șmotru, de multă muncă. Imaginez. Așa, amenajarea standului editurii Herald, cu foarte, foarte multe titluri, stand arată foarte frumos. Așadar, îi așteptăm începând de mâine, de la ora 10, așteptăm pe toți cititorii și pe toți iubitorii de carte, care cu siguranță vor fi mulți, pentru că iată venim după 2 ani de pandemie, în care ediția de toamnă, acum e de iarnă, ediția de toamnă a Târgului de Carte Gaudeamus nu s-a ținut, 2020-2021. Acum, în 2022, este o bucurie și un prilej de a ne revedea noi, editorii, cu cititorii și, bineînțeles, și autorii care își lansează cărți, se întâlnesc cu cititorii. Am să spun doar atât, faptul că sâmbătă am ales din multitudinea de evenimente, vreo 10 evenimente, am ales unul și zic cel mai important și pentru faptul că l-am discutat foarte mult aici la A7 TV, alături de tine și de invitații noștri. Este vorba despre sâmbătă, 10 decembrie, ora 18, lansarea cărții lui Gabor Mate, Mitul Normalității, alături de Diana Vasile, pe care ai avut-o în emisiune alături de mine. De asemenea, medicul psihiatru Gabriel Cicu, poate cândva vi face o emisiune și cu el, un om extraordinar. Evenimentul și colega mea, Andreea Tincea, traducătoarea cărții Mitul Normalității a lui Gabor Mate. Evenimentul va fi la scena Mircea Nedelciu, scena de evenimente. Și pot să spun că, deși eu moderez toate evenimentele de la Editura Herald, acest eveniment l-am lăsat dragului prieten Mihai Morar. Ah, ce frumos! Care și el, la rândul său, a făcut un podcast cu Gaspar Gheorghe, tot pe Mitul Normalității a lui Gabor Mate, și este un eveniment foarte important. Așadar, iată, îi așteptăm pe toți iubitorii de carte. Aceste două lucruri vreau să ți le spun, să-mi scuz cumva ținuta așa, de muncă. Și, cum spuneam, la mulți ani pentru toți cei care poartă nici numele de Nicolae. Nici n-am observat, Sorin, să știi. Reveni la întrebarea ta. Ai venit așa, pus la punct. Apropo, ne întâlnim sâmbătă și duminică la Gaudeamus, la fel o să fiu și eu acolo, așa că tare mult mă bucur de acest eveniment frumos. Nu ne-ai spus locația, unde va avea loc? Ca în fiecare an, Romexpo, Gaudeamus, pavilionul B2,
iar standul editurii Herald este numărul 21. Deci la Romexpo ne întâlnim în weekend acolo. Revenind la întrebarea ta, cum ne pregătim emoțional de sărbători? Aici am un punct de vedere personal și n-am să vin cu o perspectivă foarte festivistă. Am să încerc să fiu cât mai echilibrat în afirmațiile pe care le fac, pentru că, într-adevăr, trebuie să ne pregătim emoțional de sărbători. Trebuie să ne pregătim emoțional, iată, și de Sfântul Nicolae. Copiii au așteptat acest moment. De asemenea, vine Crăciunul 25 decembrie și Revelionul anul nou. Trebuie să întâmpinăm aceste momente cu bucurie, pentru că, într-adevăr, luna decembrie este luna cadourilor, este luna bucuriei, este luna în care împărtășim cu cei dragi, indiferent că vorbim despre familie, despre părinți, copii, parteneri de cuplu, prieteni, dragi și așa mai departe, aceste momente deosebite. Așadar, trebuie să avem o încărcătură emoțională, să le primim cu multă, multă bucurie și cu deschidere. Pe de altă parte, o spun în calitate de psiholog și nu numai, și de om care trăiește, să spunem, în această bulă a colaboratorilor editurii Herald, mulți psihologi și psihoterapeuți. Luna decembrie, din păcate, este și luna în care rata, să spunem, depresiilor este foarte mare. Și chiar și rata, într-o oarecare măsură, și rata sinuciderilor. Și aici, fără să dau așa un caracter, Doamne ferește, un caracter sumbru, pentru că noi vorbim acum despre emoție și despre bucurie, se poate crea un decalaj între așteptări și ceea ce oferă, să spunem, perioada aceasta, luna decembrie. De asta, pentru cei care au așteptări poate foarte mari, așteptări nerealiste, s-ar putea să, cum spuneam, să apară momentele acestea de episoadele de depresie. De altă parte, nu, chiar am fost pe aceeași lungime de undă în ceea ce privește subiectul, pentru că de asta m-am și gândit de acum, din avans, cumva, să discutăm despre acest aspect, deoarece în ultima săptămână auzim cum să te simți bine de sărbători, cum petrești timp cu familia, ce frumos va fi, ce minunat, ce să faci cu cei dragi. Însă se pune o presiune, după cum ai zis și tu, exagerată. Toată lumea are senzația că trebuie să petreacă alături de familie, că trebuie să iasă impecabil, că trebuie să fie minunat, că nu e așa, e perioada sărbătorilor. Însă sunt atâtea persoane care nu au familie, sunt persoane care sunt singure, sunt persoane care nu au posibilitatea. Mai ales cele singure. Exact. Și tocmai de aceea m-am gândit, iată, emoțional, cum te poți pregăti pentru această perioadă care urmează. Sunt într-adevăr, uite, mă gândesc acum la categoriile mai vulnerabile. Sunt persoane singure, sunt persoane vârstnice, da? Aflate la o anumită vârstă, care poate nu petrec, orică sunt uitate, orică nu petrec timp cu cei dragi, cu familia, orică distanța îi face pe cei dragi să nu reușească să ajungă să-i viziteze pe cei vârstnici. Sunt multe motive pentru care apare și singurătatea în această perioadă. Este foarte important, mi-a plăcut o postare a unui amic pe Facebook care vorbea despre această lună, luna decembrie, și despre pregătirea de sărbători. Faptul că, și uite, îți mărturisesc foarte sincer și sunt convins că sunt în asentimentul multora dintre telespectatori, mai ales cei care în această perioadă aleargă, apropo de stres, aleargă încolo, încoace, pentru a face ultimele pregătiri. Vezi, noi dăm acest caracter, să-i spunem, material și cumva spunea persoana respectivă, mi-a plăcut această expresie, triumful cantității în detrimentul calității. Pe noi de sărbători și nu numai de sărbători, dar hai să spunem că acesta este un prilej mai deosebit, pe noi ar trebui să ne intereseze de fapt relațiile. Relațiile sunt cele mai importante. Nu contează cât de plină este masa de sărbători sau că, nu știu, îți lipsește ceva ce ai fi vrut să pui pe masă. Contează de fapt cu câtă bucurie, cu câtă empatie, cu câtă compasiune îi
îi întâmpin pe cei dragi. De fapt, conexiunea, iată, și după 2 ani de restricții, și știm cum au fost anii trecuți. După 2 ani în care nu am avut posibilitatea să ne vedem și să fim împreună cu cei dragi, acum avem această posibilitate. Și probabil că dăm o mai mare importanță, sau ar trebui să dăm o mai mare importanță acestei întâlniri, acestor întâlniri și relațiilor, tocmai pentru că nu am avut posibilitatea în acești 2 ani. Și pentru faptul că poate în acești 2 ani am avut mulți dintre noi niște momente de reflexie, niște momente de introspecție, niște momente de autoanaliză. Noi am mai discutat despre acest aspect. Probabil că lucrurile nu sunt întâmplătoare. Nu știu cum să spun. Mă gândesc că Dumnezeu s-a atins un punct, un apogeu, un punct culminant. Dumnezeu a văzut că nu ne îndreptăm într-o direcție corectă, da? Și a venit acest moment, dar nu ca o pedeapsă, ci ca o lecție. Ca o lecție din care noi să învățăm ceva. Să învățăm că, de fapt, până la urmă, relațiile, cultivarea armoniei, a echilibrului și dezvoltarea și cultivarea unor relații sănătoase, funcționale, trainice, longevive și așa mai departe cu cei dragi, contează mai mult decât să alerg de dimineață până seara, să mă stresez în trafic, că este o aglomerație infernală în București. Și eu era de așteptat, crede-mă sincer. Eu mă așteptam la ce, deci nu m-am mirat cu absolut cu nimic, da? Pentru că toată lumea aleargă după tot felul de pregătiri, fiecare cu treburile pe care le are. E o nebunie, știi? Peter. Și se pierde cumva, se pierde din punctul meu de vedere, se pierde de fapt până la urmă esența. Exact despre asta este vorba, că și eu ieri am intrat după emisiune într-un hipermarket să cumpăr lapte și am rămas șocată de ce am văzut acolo. Efectiv, era plin și coadă și mă gândeam, ok, la asta să se rezume tot, când vorbim de sărbătoare, asta să fie tot, să avem masa plină, să avem sarmalele și cozonacul pe masă și cei dragi ori veni, n-or veni, avem cu cine, n-avem, vedem, pentru că mi se pare și momentul oportun să facem o introspecție, să ne gândim, ok, a trecut un an aproape, mai sunt câteva zile până intrăm într-un alt an, a fost cum mi-am dorit eu? Sunt bine? Sunt fericit? Am alături de mine pe cine vreau? Un soi de bilanț l-aș numi eu. Da. Nu știu, cât bine am făcut eu de-a lungul anului, nu doar în luna decembrie, câte, nu știu, acțiuni, să spunem, sau în câte acțiuni am fost implicate, acțiuni filantropice sau acțiuni caritabile, sau cât de mult m-am pus eu în slujba celor dragi sau poate în slujba comunității. Nu neapărat să-i pun pe, că noi am mai discutat, nu neapărat să-i pun, să devin un people pleaser, să-i pun întotdeauna pe ceilalți pe primul plan și pe mine să mă las deoparte. Nu să fiu întotdeauna foarte atent și foarte receptiv la nevoile celorlalți, la fel, lăsându-mă pe mine deoparte, pentru că merg pe ideea că, de fapt, faptul că eu fac bine celorlalți și primesc afecțiune și iubire și validare din partea lor îmi dă mie sens. Da, pentru că iată, dacă ne punem întrebările potrivite, cum facem acum, în această seară, dacă stăm să ne gândim puțin, conștientizăm că această febră a sărbătorilor ne prinde, ne cuprinde, ne punem termometru și vedem că și noi am intrat în febra sărbătorilor și ne trezim la un moment dat stând la masă și realizând că a trecut timpul și că nu am povestit ce era important, nu am analizat ce era important și trece anul și imediat după trebuie să ne apucăm de muncă, pentru că de pe 3-4 cu toții încep din nou să lucreze. Și n-am rezolvat tare mare lucru, decât că poate avem o indigestie alimentară, că mâncă prea mult, că trebuie să mâncăm mâncarea aia cumpărată atâta timp. De aceea, pregătirea aceasta emoțională, mai ales, și o să punctez, dacă nu avem cu cine să petrecem finalul de an, mai ales dacă suntem singuri, ar trebui de pe acum făcută, ar trebui de pe acum văzut. Ok, ce e important pentru mine? De ce anume am nevoie? Cine sunt? Ce-mi doresc? Contează cu cine îmi petrec anul sau cum îmi petrec anul? Niște întrebări esențiale, întrebări pe care le-ai pus și tu mai devreme. Sau, de exemplu, vorbeam cu un coleg dimineață mergând
încărcând mașinile cu cărți și mergând spre Romexpro, spre târg. Noi avem acele momente de introspecție și de autoanaliză sau de regăsire, dacă tot ne ducem în latura asta spirituală, pentru că asta nu prea se vede. Adică, bun, cât de important este să am niște momente ale mele în această perioadă? Să-mi fac exact bilanțul de care spuneam mai devreme? Sau cât de important este să discut sau poate, uite, mă gândesc să mă împac? Hai să ne imaginăm că, nu știu, m-am certat sau ne-am certat cu rudele sau cu soțul, soția sau cu copiii sau cu vreun frate, vreo soră și așa mai departe. Ce faci în aceste momente? Uh-huh. E foarte important să îți dai cumva ție răgaz, să-ți dai timp, pe de o parte să fii tu cu tine și să te gândești de fapt ce este cel mai important pentru tine. Nu să alergi de dimineața până seara după ceea ce am spus noi mai devreme. Și cât de important este să împărtășești bucuria cu cei dragi. Pentru că, vezi, întrebările pe care le auzim cel mai des în această perioadă este unde petreci sărbătorile? Da, unde, ca parcă ar fi important, da, unde petreci. Da. Unde petreci sărbătorile și ce veți mânca la masă? Ce gătești de sărbători? Da. Ce faci? Ai cozonac, ai sarmale. Nu întrebăm, vei fi bine emoțional de sărbători? Va fi persoana dragă pe care ți-o dorești tu lângă tine de sărbători? Adică nu mergem mai adânc de atât. Chiar și cu propria persoană nu ne punem aceste întrebări. Ne frământăm o lună de zile să ne gândim unde o să mergem și ce o să mâncăm. Dar atât, nimic mai mult. Totul se oprește acolo. Asta să arate că am învățat lecția de care spuneai tu, pe care ar fi trebuit știi să o cum primim. E? Până la urmă, cum spunea și Gabor Mate în mitul normalității, până la urmă, și febra asta a sărbătorilor și consumerismul ăsta e tot un soi de cutumă. E tot un soi de normă socială. Adică am făcut treaba asta, da? Și am făcut-o ani de zile. Mi se pare normal, firesc, pentru că mi-a devenit un obicei de viață să alerg toată luna de dimineață până seara după nu știu ce lucruri. Dacă stau și mă analizez și îmi dau seama că de fapt eu s-ar putea să vreau alte lucruri, da? S-ar putea să-mi pun strictul necesar. Nimeni nu spune să nu îți faci niște lucruri, mă refer la mâncare, pe care ți le dorești, să le gătești. Pentru că există și bucuria asta în a găti. Chiar există o bucurie în a găti. Da. Pentru cei dragi. Dacă nu faci în stres. Dacă nu faci în stres. Dar dincolo de asta, nu știu, să văd un film și sunt, uite, chiar înainte de a intra în emisie, celebrul fost realizator TV Mircea Radu punea pe într-o postare pe Facebook, promova, eu l-am văzut, recunosc, pe Netflix, l-am văzut vineri și recomand filmul Omului Dumnezeu, Viața Sfântului Nectarie din Eghina. Genial film. Uh-huh. Da? E, uite, astea sunt momentele în care vreau să văd un film care să mă transpună într-o altă realitate decât cea din mijlocul străzii, să spunem. Da? Cum simt? Nu știu, să fac o listuță cu filmele care mă încarcă, uite, mă încarcă emoțional. Eu știu, să citesc. Este un bun prilej, pentru că tot vorbeam mai devreme, pentru cei care vor veni la târg la Gaudeamus și vor pleca de acolo cu sacoșile pline de cărți, este un moment foarte bun să-și aleagă anumite cărți de dezvoltare personală, de evoluție spirituală, de în zona tradițiilor spirituale sau din zona psihologiei sau psihoterapiei, care să-i ajute cumva. Spune-ne 3 recomandări de carte. Ce să alegem de sărbători? Pot să spun mai multe. În afară de cea a lui Gabor Mate, îmi vine acum în minte o carte celebră și atât de frumoasă și am făcut atât de multe clipuri prin Zoom, așa cum de altfel am făcut și noi doi, Apartenența lui Tocopa Turner, despre sentimentul de apartenență, despre care noi am mai povestit, ce înseamnă exilul, cum simți dorul de a aparține, dorul de apartenență, cum îl simți atunci când ești în exil
Și aici, bineînțeles, că putem să facem referire la românii care muncesc în străinătate și vin și ei creează cozi interminabile în vamă, vin acasă să petreacă sărbătorile de Crăciun pentru că nu le simt la fel în străinătate așa cum le simt acasă, în satul natal, în comuna natală sau în orașul natal. Deci Toco Paternal Appartenenza. De asemenea, o carte pentru părinții care au adolescenți, fiind o perioadă foarte provocatoare și adolescenții fiind într-o categorie vulnerabilă. Este vorba de cartea lui Daniel Siegel, Mintea și creierul adolescentului. De asemenea, cărți despre care noi am mai povestit chiar în ultima zi de târg, duminică, în ultimul eveniment la ora 16, pe 11 decembrie, PTSD. Oh, da. PTSD-ul lui Pete Walker. De asemenea, cele două volume ale lui Lindsay Gibson, Vindecarea traumelor provocate de părinții imaturi emoțional și copiii adulți ai părinților imaturi emoțional. Cărți foarte importante prin care putem să punem așa sub lupă copilăria noastră, tiparele relaționale în care am trăit și de ce avem noi relații, să spunem, defectuoase ca adult. Ce să-ți mai zic? Iarăși, joi, mai avem 30 de secunde. Anic de Suzanel, cu cartea Mergi către tine însuți. Anic de Suzanel, celebrul antropolog spiritual, joi la ora 18:30. Iată multe cărți și de spiritualitate și de psihologie pe care le recomand cu drag. Așadar, cititul și nu numai poate să ne ajute să nu ne simțim atât de singuri de sărbători, dacă nu avem cu cine să petrecem perioada sărbătorilor, dar și dacă avem familie și putem să petrecem alături de ei, de ce nu? Și cititul în familie este foarte frumos, de altfel, să citim și celor dragi ceea ce lecturăm noi în acea perioadă. Sorin Lucaci, îți mulțumesc tare mult pentru prezență. Eu îți mulțumesc. Ne vedem la târg. Dragii mei telespectatori, vă mulțumesc și vouă pentru atenție. A fost o seară în care am aflat foarte multe informații. Acum rămâne să le punem și în practică. Sunt Alina Iloi Mureșan și vă dau întâlnire și mâine seară, începând cu ora 18, tot aici pe A7 TV, la Alături de Tine. Însă să nu plecați acum, deoarece urmează colega mea, Flori Stoian, care vine la voi cu emisiunea La Zi. Iar mai apoi l-avem pe Adrian Călin, care vine la voi cu Substanțial. De la 22 l-avem pe Cornel Dărvășan, care vine la voi cu Știrea Cea Bună. Am făcut eu o recapitulare, să văd dacă îi mai țin minte pe colegii mei care urmează după mine, dar bineînțeles că așa s-a și întâmplat. Așadar, noi ne vedem mâine seară, dar nu plecați, rămâneți pe A7 TV. O seară frumoasă vă doresc! Acest program